Seria activităților sportive organizate de primăria Băicoi cu scopul de a scoate copiii din fața calculatorului continuă. Ieri dimineață, la sala de sport a orașului, peste 60 de copii din localitate au spus prezent. Facem basket, pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți foști elevi ai noștri care practicau basketul și a spus că nimeni nu se mai ocupă de un campionat, de un joc, de o, știu eu, de o competiție. Și atunci împreună am stabilit cu foștii elevi ai liceului nostru, cu adolescenți, am adus și copii care vor să facă basket, sunt foarte micuți, mingea e mai mare decât ei, dar pentru noi este foarte important faptul că i-am scos din casă și încercăm să-i angrenăm în diferite activități care au clar rolul de menținere a sănătății. Copiii s-au obișnuit cu activitățile sportive și sunt nerăbdători să ia parte la competițiile organizate de primărie. Am venit să onorez sportul orășinesc din acest orașul Băicoi. Astăzi am desfășurat cu succes activitatea numită basket, o activitate foarte bună și care au venit foarte mulți copii și este foarte mediatizată. Ne bucurăm că primăria orașului Băicoi ne susține în tot ce contează sportul. Am venit pentru activitatea sportivă organizată de primăria orașului Băicoi. Să inițieze în regulile jocului, în joc. Și ne mai scoate din casă. După mine e activitate foarte bună. Ne mai scoate din casă, ne mai duce și noi să ne recreăm un pic. Îmi place basketul. Primăria Băicoi organizează frecvent astfel de acțiuni pentru copiii din localitate.